ладони. Салут трак пресса, а вот вам мест мог сам курс 15 марта, а я вот так сейчас война по мне. Спасибо вам, что взяла Кубу Коррупции Республика Молдова. Oamenii din acest partid au furat Republica Moldova mulți ani la rând și din cauza lor mulți tineri au plecat cu hotare și nu am mai putut să vină. Din cauza că nu se investește bani în infrastructură, nu se investește bani în salarii, din cauza asta tinerii pleacă și nu se mai întorc. Moldova n-a spus din cauza acesta. Sunt foarte mulți oameni corupți în partidul Sucrescu, care este cel mai corupt partid. Însă astăzi am decis să oferim diplome speciale diplome de onoare pentru cei mai, de fapt, cei mai corupți, care au trecut orice limită a bunului simț și a rușinii. Și, da, vom ști, vom da știrea acestor fapte persoane și apoi le vom mâna aceste diplome. Din locul 7, cel mai corupt socialist, se află Grigorie Novac. Și conform informații publicate de Moldova Curată MD, Grigorie Novac a dobândit teren la Dăstăuceni în urma unii căsării fictive. În timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 2014, Novac a marcat în bugetul formațiunii care face față de 85.000 de lei, care este două ori mai mult decât venit care el le-a dobândit. Jos provocatorii! Jos provocatorii! Jos provocatorii! Jos provocatorii! Jos provocatorii! Jos provocatorii! În 2015, campania electorală pentru alegerile locale. Jos, ministri în cot! 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 Rușine! A câștigat în 2 ani cumulativ, dar 42.000 de lei, adică de aproape 10 ori mai puțin. Acesta este și unul din cei mai mari beneficiari ai crizei COVID. Fiind firma producătoare de dezinfectanți a socialiștilor din NAR, am pânzit spitalele din Republica Moldova și autobuzele. Pe locul 5 este Vladimir Hodnastalko, socialistul care a obținut teren în urma unei căsătorii fictive cu actuala sa colegă de partid Marina Radvan. Acesta, ca și colegii, are legătură cu acest SRL Exclusiv Media, de unde a împrumutat 500.000 de lei. La fel ca și șeful său de partid Hodnastalko și a început cariera politică în Partidul Comuniștilor. A reușit în scurta sa activitate politică să conducă topul demnătarilor care a dus formațiunii lor mai mult decât a câștigat. Hodnastalko a declarat venit un model de 1.400 de lei, însă a reușit să facă o donație în campanie electorală în sumă de 334.000 de lei. Diferența dintre veniturile lor Hodnastalko și făcute consideră 370. Vă rog să vă uitați la poliție. Rușine! Dragă poliție, vă rog să veniți și să aparat provocatorii de către noi. Dragă poliție, voi puteți să veniți aici și să interveniți? Noi facem aici o activitate și pe noi aici ne împing și nu ne dau voie să ne exprimăm. Eu nu înțeleg. Poate poliția să separe acești provocatori de noi? Vă rog mult. Rușine! Adică... Rușine! Poliție, voi sunteți acceptați în voie de statului. Vă rog să... Rușine! Rușine! Iaca, asta este partidul socialist. Sunt niște badarani. Jos, oameni nebuni! Iaca, ne numesc nebuni. Jos, oameni nebuni! Jos, oameni nebuni! Deci, ei ne numesc nebuni. Ei ne provoacă. E ca așa politici socialiste. Jos, ministri falși! Deci, cu Hodnastalko. Jos, ministri falși! Hodnastalko, deși are venituri de 1.400 de lei declarate, are o donat partidului socialistul 374.000 de lei. Da? Deci, ați rog pe Dumitru să continui. Rușine! 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 Rușine!
Alo. Provocatori! Noi îți continuăm. Jos! Provocatori! Jos! Provocatori! Jos! Provocatori! Poliția, vă rog să asigurați ordine publică. Poliția, vă rog să interveniți. Ministri, jos! Asta e spațiu personal, e pandemie. Pe locul 4 se află Pietru Burduja, administrator inclusiv Media SRL. Compania implicată în dosarul spălării banilor din Bahama. Din banii primiți la companie offshore, Pietru Burduja a luat cash, conform RAIS, prin bancă, timp de câteva luni, 20 de milioane de lei, în bază unor documente semnate de cărțuția lui Corneliu Curculiță, Ludmila, iar destinația acestor bani a fost finanțarea Partidului Socialiștilor. În locul 3 se află Bogdan Țârdea, care este un fost bursier Soros cu memoria scurtă. Un propagandist înrăit și complexat, a cărui tipaj guralit i-a asigurat averea impunătoare. Averea acestea depășește veniturile declarate. Și chiar ziarul de gardă scria că mașina cumpărată din dânsul în 2013 depășea de 20 de ori veniturile din 2012-2013. Noi am venit să protestăm împotriva corupției din Republica Moldova și împotriva corupției din Partidul Socialiștilor. Domnul Odnăstavcă, vă rog frumos să păstrăm ordinea publică, să nu ne încălcăm dreptul de liberă exprimare. Pe locul 2 se află Corneliu Curculiță, top din cei mai corupți socialist. El este deja cunoscut ca Corneliu care dă salarii în plic. El este proprietarul, inclusiv Media SRL, firma bănuită de spălare banilor din Bahamas. Cu firma offshore Fisterbank Limited. De asemenea, Corneliu Curculiță este un foarte bun prieten de al lui Dodon. Mai departe, o să rog pe Victor Spână să continue lista cu topul cel mai corupt socialist din Republica Moldova. Da, Victor, te rog frumos. Domnul, o să stau că așteptați, te rog, puțin să-ți faci diploma de corupție. Вот зайди туда, ты на дороге стоишь, видишь? Зайди туда. Зайди. Давай вон там. Давай, зайди туда. Виктор. Зайди туда. Виктор. Вот зачем ты сюда пришел? Думали вот на самом. Ну нет, зачем ты сюда пришел? Зачем ты сюда пришел? Нет за рог дистанция, а то мне депутат. Нет за рог дистанция, а то мне депутат. Зачем ты сюда пришел? Ты сидец коррупц. Ты сидец коррупц. Țara asta într-o corupție mare. Bahamas. Câte milioane sunt? Iată. Vreți să vă spun? Леса, покажи бумаги на прессу. Покажи бумаги на прессу. Ну, стригай с ламиной. И зачем сюда пришел? Он говорит, как с протестезом потрива властры. Коррупция ваш хоть на сетец. От фра цара. Ту ешь хоть. Майя Санду, Спейну, Гаврилит, Емельянко. Câte volume care nu au intrat în topul celor 7, dar merită atenția noastră. Oleg Lipski, socialistul este autorul mai multor inițiative legislative calificate drept problematice de către Centrul Național Anticorupție. În rapoartele de expertiză ale acestor proiecte, cine a stabilit că a fost identificat un risc
Ce-i asta? Ce sюда пришли? Рушине! 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 Noi am venit aici să protestăm pașnic, să ne arătăm care sunt problemele noastre. Ce vreți să spuneți prin asta? Noi vrem să spunem că Partidul Socialiștilor este un partid corupt până în mădva oaselor. Și iată, uitați-vă cum se comportă ei cu oamenii care au venit să protesteze pașnic. Ei nu sunt stare să înțeleagă că trebuie să fii civilizat în țara asta. Trebuie să nu furi. Uitați-vă! Uitați-vă la ei! A, zacem tu sida prișel? Să protestez. Против кого? Против чего? Против дмеоастра. А что я сделал для тебя? Ați furat. Что украл? Ați furat viitorul nostru. Твое будущее? Твое будущее ты сам формируешь. Да, либо ты учишься и ведешь себя по-человечески. Exact. Мы сейчас здесь для того, чтобы учиться с моей бедой. Это... А мы что, у дома? Ковтем. Немиренко дай. У нее проблемы с дипломом. Немиренко дай. Немиренко дай. Немиренко дай. Ты, наверное, для вас. Так, а скажи, что это часть? Немиренко дай диплом. Это она. Фальсифицирует. Мы сказали, да, ну, по цу ворбеска. Уйтаться, я листе депутат. Нет, непонятно, зачем он сюда пришел. Я винит. Ты объясни, зачем ты сюда пришел. Что ты хочешь? Винит протестец. Против кого? Потребно вас. Что я тебе сделал? Мы остались в праце раста. Что я украл? Что я украл? Конкретно, что я украл? Куртку у тебя, ботинки, что я у тебя украл? Какое будущее у тебя украл? Что? Ты против слов конкретика. Ты в следующий раз, когда придешь, ты хотя бы подготовься. Принеси документы, что я украл. Если я украл. А сейчас просто использованный ребенок своим партийным руководством. Кто тебе писал эти тексты? Ты же читал их. Ты не говорил. Помни, журналист, это диплом, выданный фальшивый, сюда-сюда, фальшивый диплом. Почему он диплом недействительный? Потому что он выдан на основании приказа министра здравоохранения. Только у нас в стране такое. В Европе за это люди в отставку подают. По следующим уголовным разбирательствам. Поэтому, Иванов, передай, пожалуйста, госпоже Немиренко, это диплом. И скажи, что за подобные вещи, ты учишься. Ходишь на лекции? Молодец. Она ни одной лекции не посещала, чтобы получить диплом мастерата. Ты сдаешь диплом, ты сдаешь итоговые работы. Территория коррупция, все инклюзивные карты, партии социалисты. Информацию с просветим, интро коммуникат, ла пресса, каш пресса, супер публика. Яр, на интербаре чиной, ам публикация, тасис, дизель, диан, дизель, со скрие, дис при коррупции, ди партии социалисты, ло, шо на зяру дикарт, шо ла райс. Вот это коррупция, когда получают, дипломы, вот это коррупция. Oamenii responsabili de cele mai mari furturi din țară pentru a le confisca averea și a întoarce înapoi statului. Chiar același Bogdan Țârde are mașină cumpărată în 2013 20 de ori mai mare decât veniturile declarate pentru 2012-2013. Aceasta este strigător la cer. Justiția trebuie să începe să lucreze. Facem un apel către Alexandru Stoianov. Justiția должна работать, должна наказать. Должна наказать. De rezonanță și să lupte cu corupția în Republica Moldova. Deci noi să lăsăm diplomele. Poftim. Deci aca, corupție, corupție. Dumneavoastră, bine corupție. Вот передай ей, вот смотри, вот это ее диплом, вот это ее диплом. Ее диплом, полученный нелегально. Это позор. 400 тысяч евро советник Негруца украл у государства. Спину ваш. Что ж, давай, зачитывай. Уважаемые журналисты, к сожалению, в том числе вот эти люди используют этих детей. Вместо того, чтобы научить их хорошим, правде, хорошим вещам, их заставляют сюда выходить и говорить, никуда не уходят. А вот это один из элементов. Будем нас здоров! Будем нас здоров!
Thank you.